Bună dimineața la toată lumea. Astăzi este 24 mai 2015, ora 6 și 10 minute. Este o dimineață foarte frumoasă. Privighitoarea deja este aici prezentă și alte păsărele. Se primește așa ca un ansamblu de cântice ale păsărelilor. Dacă se mai aud acolo, natura se trezește, se trezesc vegetația, se trezesc oamenii, se trezesc tot ce este viu pe pământ. Deja am câțiva colegi care merg și fac niște plimbări prin parc. Acum mai sunt niște păsărele aici. Privighitoare face un concert de dimineață, soarele este deja sus. Timpul trece foarte repede, 7 zile în urmă, de 7 și am făcut o filmare, dar când te trezești, este deja o săptămână trecută. Privighitoarea parcă știut că eu sunt aici și chiar s-a apropiat pe un copac din preajma mea. Cum să nu admire așa concert. Un concert foarte, foarte bine pregătit. Clar că fără regizor, dar pregătit foarte bine. Sunt foarte multe păsări. Locul preferat nu numai pentru oameni, dar și pentru păsărele. Uitați-vă ce cântic. Vreau să o caut, să văd unde se află, dacă voi găsi-o. S-a schimbat locul deja. Se aude deja puțin mai departe. Are un glas foarte, foarte pronunțat, că se aude foarte departe. Dacă nu e departe încolo. În parc este iarbă, multe flori deja au căzut și cad mai departe. Îmi pare că toți copacii deja au ajuns la stadia de înflorire și de trecerea florilor. Este aici o grupă de pini. Aerul este foarte curat și era curat de dimineață. În departe este un local unde se odihnesc oamenii, se numește Queen. M-am salutat cu paznicul și am dorit o zi bună în continuare. Da, este frumos, frumos, foarte. Sper și toată ziua de duminică să fie cât mai reușită. De grabă merg la lucru, așa, pe câteva ore. Tiu deja, gata, gata din florire, e cătălui. Gata din florire.
cum este perioada salcâmilor. Foarte mulți salcâmi înfloriți, un miros foarte concentrat, un miros care te face să adormi, un miros care îl ține în minte din copilărie. Foarte frumos. Acum au de lucru și albinele. Abia a apărut miere de anul, există miere de albine. Niște perioade foarte, foarte plăcute ale anului. Suntem în sfârșit de primăvară. Peste o săptămână se începe vara. Suntem bucuroși, dar totodată și nu chiar, deoarece timpul atât de repede merge, când ne trezim cu toamna. Iar aici este un panou, mai trebuie reparat un panou, cum se numea înainte, tabla de onoare, este deja vechi, sunt multe locuri a căzut lambriu sau s-a dezlipit foile. A chemat pe piață de lângă Consiliul Răunau. Iată, fosta casă de servire, care este deja de la sat, la primul etaj mai activează niște frizerie cu un rest. Pe acoperiș chiar au crescut și niște copaci. Iată, casă de locuit. Și aici ne aflăm la un monument. Monumentul Independență. Haideți să vedem ce scrie aici. 27-8-1991, adică ziua când se sărbătorește Independența Republicii. Așa scrie aici. Inaugurarea în cinste adoptării Declarației de Independență a Republicii Moldova, august 1993. Un moment destul de plăcut, dar prin prejur nu mai este chiar ceea ce ar trebui să fie Consiliul Raional. Este un loc destul de curățel și plăcut. Clar că se atrage atenția locul ăsta, trebuie de făcut curățenie astăzi. Toți lucrătorii din această clădire sunt în weekend. Ca flori, deja trandafirii deja înfloresc, o specie foarte frumoasă care fac niște trandafiri mărunți. Dar frumos, înfloresc toată vara. Lumea este deja în mișcare. Porumbei se joacă pe piață. Cineva iese cu câinii la plimbare. Tot o obligațiune celor posesori de câini. Consiliul Raional florește. Locul de adunare a informațiilor. Mulți știu acest local, deoarece se află
assistenza sociale, ispettorato fiscale, scelte edificicare, avrei non avrei trevo se sei in mente. Se acum trec Ștefan cel Mare, tot un om destul de frumos. Din păcate, este tot gropi. Trebuie să mergi atent, dacă aici se începe Miron Costin, strada unde locuiesc. Și peste tot panouri de reclamă, peste tot. Niște magazine, niște panouri de publicitare și de întreprinderea noastră. Acolo scrie lemne de foc, gips carton, petriș, vată minerală, cherestea, lambriu, polistiren și cel mai important ce este scris, la noi cele mai mici prețuri. Așa, deopște reclama lucrează. Asta este o clădire de a noastră, este în stare de construcție. Ne gândim să o amenajăm. Pur și simplu este necesar de niște finanțe foarte solide. Dar, deoarece copiii băieți sunt tineri, vor face treabă. Aici este stația de alimentare combustibil T-Rex Petrol. Unde ne alimentăm și noi, avem reduceri foarte bune. Deoarece suntem clienți permanent și iar aceeași situație de frumusețe, iarbă, flori peste tot. Deci un trandafir sălbatic. Este de frumos. Iar strada Miron Costin. Aici s-a aflat cazageria regională, adică orășănească. Acum este încăpirea este cu procurată de noi și ne gândim să aducem o condiție de folosire. Aici avem o râpă aici unde ne disparte partea asta de oraș cu partea Asland. Este o râpă când în timpul de ploilor merge apă pe aici, așa că din zare se vede casa mea unde locuiesc. Aici e casa mea. Undeva se aude și privighetoarea. Mai vine să mai salute și pe alți locuitori. Orașul Florești, niște salcâni boierești, aici frumos salcâni, niște salcâni boierești, un copac foarte, foarte frumos și foarte însemnat, niște semințe,
можешь копать. Сколько на буяре скалили, ишь ты семинцы. Теперь надо винишь ты пастырь. Фрумас копак. Are niște ghimbi foarte impunători. Îl țin minte după acești spini. Parcă din metal, așa de tare. Niște colțișoare foarte frumoase în orașul Florești. Și vreau să finalizez dimineața, adică nu dimineața, dar primarea de astăzi și începutul zilei de astăzi cu o privire din apartament. Privitoarea se prezintă și aici. Am chiar alături aici un tei foarte impunător care deja se pregătește de înflorit. Foarte frumos. Foarte frumos, mai ales că este o dimineață de duminică, o dimineață de odihnă, o dimineață de a merge a face cumpărături, o dimineață de a face călătorii, o dimineață care lasă niște amprente, în calendarul vieții fiecărui om. Se mai văd și alte păsărele, adică toți sunt în serviciu, toți sunt în mișcare, toți sunt în gândire. Se vede foarte bine locurile frumoase din prejur. Păsările cântă foarte frumos. Și deoarece deja ne apropiem de ora 7, haideți să ne luăm rămas bun la toți cei care privesc acest clip. Le doresc la toți o zi bună în continuare, o duminică reușită, ca toate planurile să fie îndeplinite. Să aibă dispoziție pe toată ziua și să acumuleze energie pentru a începe o nouă săptămână de lucru, de probleme, de gândiri, de rezolvarea diferitor situații. Săptămâna viitoare se prognozează niște ploi, să dea Domnul, deoarece mai acută situație ca în timpul de față de mult n-a fost, mai ales ce ține de dealuri, câmpuri, este o necesitate foarte, foarte mare. La revedere, o zi bună în continuare, un weekend reușit.